Se pare că somnul de prânz nu este bun, ci chiar este periculos pentru sănătate, spun acum cercetătorii americani. Cei care își fac așa numitul somn de frumusețe riscă să dezvolte hipertensiune arterială sau să facă un accident vascular cerebral. Multora dintre noi, după prânz, li se închid ochii de somn. De la persoană la persoană, însă, somnul de după amiază poate însemna o binevenită pauză sau un semn de moarte timpurie. Unele organisme sunt în așa fel construite încât au nevoie de un repaus la mijlocul zilei. 40% dintre americani se încadrează în această categorie și experții spun că ratarea acestei pauze duce la moartea productivității, scrie uio.com. Cei care se simt însă mereu obosiți la amiază ar putea fi grav bolnavi. Un studiu efectuat de cercetătorii de la Cambridge a demonstrat că cei care dorm constant mai mult de o oră după prânz au un risc cu peste 30% mai mare de a muri. Somnul prelungit are legătură cu bolile respiratorii în acest caz. Pe de altă parte, o cercetare recentă prezentată la o conferință a Societății Europene de Cercetare relevă că somnul de după amiază salvează vieți. Presiunea vasculară a celor care dorm la prânz este în medie cu 5% mai scăzută decât a celor care rămân treji. Deși nu pare mult, studii anterioare au dovedit că reduceri în presiunea vasculară de jumătate din acest procent reduc riscul de probleme cardiovasculare cu până la 10%.